Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Vorbim astăzi despre o apariție editorială foarte interesantă. E bine, alături de noi se află și autorul și editorul. Este vorba despre Andrei Țigănaș, autorul acestei cărți despre care vorbim astăzi, și despre Daniel Zărnescu, editor și fondator Storycraft. Domnilor, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! E bine, când am văzut titlul, războiul care a ținut 3 zile, speram din tot sufletul să fie vorba despre Ucraina. Nu este vorba despre Ucraina, dar suntem pe aproape, pentru că este vorba despre o zonă geografică cumva apropiată, chiar apropiată. Răscoala de la Tatar Bunar din 1924 se vede și în spatele nostru, o mică parte din coperta acestei frumoase cărți, este subiectul unui roman thriller istoric. Ei bine, aceasta vreau să știu eu de la tine, Andrei, ce înseamnă roman thriller istoric? Este o carte de ficțiune bazată pe întâmplări reale. Ca să folosesc un clișeu cinematografic, această poveste este bazată pe întâmplări reale. Întâmplarea reală este un eveniment care s-a desfășurat, iată, anul viitor va fi centenar, deci aproape cu 100 de ani în urmă, o răscoală care a avut loc dincolo de Prut, în Basarabia. Pomeneai Ucraina, astăzi satul respectiv, Tatar Bunar, se află în Ucraina. A fost o răscoală coordonată abil de mișcarea bolșevică, o răscoală artificială, provocată, pe baza căreia se dorea în acel moment ca Transilvania să fie ruptă din România Mare și, bineînțeles, comunismul să intre încet, și încet în țară. Și Moldova. Absolut. S-a dorit, s-a și creat o ridicolă republică, la fel ca Republica de la Ploiești, o republică sovietică moldovenească, a cărei speranță durată de viață a fost de câteva ore. Nu pot să nu te întreb cum ți-a venit ideea acestei cărți. De ce Tatar Bunar? De ce 1924? Mi-e greu să răspund la întrebare pentru că, în general, nu asociez ideea cu un timp și un moment anume. Ideea se construiește, este un proces, deci aș putea să spun că au fost mai multe etape în viața mea sau mai multe momente care m-au dus spre ideea acestei cărți. Totuși, există un context personal. Bunicul meu, basarabean refugiat, era născut în Tatar Bunar. S-a născut acolo în anul 1930. Deci iată, la 6 ani după ce a avut loc răscoala, s-a refugiat în Ardeal și de la el cunoșteam frânturi din această poveste, frânturi, repet, nici bunicul nu a fost contemporan cu răscoala, ci tatăl său, străbunicul meu, lucrase în primăria din Tatar Bunar și a fost luat de valul evenimentelor. Deci a fost o legătură emoțională, subiectivă, am vrut să-i dedic bunicului meu in memoriam această carte. Acesta a fost primul argument. Cel de-al doilea m-a intrigat povestea. Mi se pare că ceea ce s-a întâmplat în Tatar Bunar are o valoare simbolică foarte mare. Este un eveniment istoric important. Despre care știm foarte puțin, pentru că în cărțile noastre de istorie nu a scris așa ceva nimeni. Iată. M-aș îndrepta acum către Daniel și aș vrea să-l întreb cât de greu sau cât de ușor a fost să lucrezi cu materialul oferit de Andrei. Eu știu cât de bun vorbitor este, dar cât de bun scriitor este? Da, ideea este că nu este diferență foarte mare între scris și vorbit. Mai mult a durat până am înțeles exact ce vrea să spună prin poveste, adică am definit un pic conceptul. Scrisul a fost relativ ușor. În revizuire, în schimb, există anumite cutume pe scris care nu există în vorbit. Și atunci, aici a durat destul de mult, cred că a durat peste un an revizuirea. Tot proiectul a durat 2 ani. De la partea de concepție, realizarea manuscrisului și, da, cum spune Daniel, zona de revizuire, de stilizare, aducerea manuscrisului în formă finală, ne-a luat ceva timp. Știți cum imaginez eu că s-au întâmplat lucrurile și voi să spuneți dacă e adevărat sau nu. Așa ca în filmele americane. Scriitorul este sunat de către editor. Ai terminat? Da. Dăm să citesc. După ce ai citit, uite, putem modifica treaba aia și treaba aia. Cam așa s-au întâmplat lucrurile sau dintr-o dată ai primit manuscrisul? Nu neapărat, pentru că procesul de scris, cel puțin pe parte creativă, durează destul de puțin. Adică o carte, în ciuda ceea ce crede majoritatea, se scrie, dacă știi ce faci, între 1 lună și 3 luni. Cam atât durează. Procesul de revizuire este cel care contează mai mult decât procesul de scris. O carte se rescrie, nu se scrie. Asta este o filozofie din spatele procesului de scris. Și manuscrisul a venit destul de repede. Adică a durat mai mult până am reușit să-l citim, să venim cu notițe și să venim cu un plan de revizuire, ca să spun așa.
Mai mult de atât, noi avem în proces de revizuire, avem o perioadă de tensionare emoțională, ca să zic așa, pentru că autorii sunt destul de atașați de propria operă. Și atunci noi ne luăm un pic de timp ca să o folosim în favoarea autorului și a relației, ca să zic așa. Andrei, revin la tine și te întreb cât la sută este fapt istoric, cât la sută ficțiune și unde a intervenit ficțiunea? Mi-e greu să dau o repartiție procentuală exactă. Ceea ce pot să spun e că am căutat să păstrez succesiunea evenimentelor, astfel încât romanul să aibă totuși și o componentă educativă. Oricum, la final am o mică anexă în care descriu realitatea istorică, pentru cine este interesat să știe cu adevărat ce s-a întâmplat în Tatar Bunar. Deci, linia de bază este reală. Anumite nuanțe la anumite personaje, sigur că au fost duse în zona ficțiunii, pentru ca textul să fie mai ușor de citit, mai ușor de simțit și să fie totuși o carte, nu un manual. Aceasta este următoarea mea întrebare. De ce să citească un tânăr despre un eveniment istoric care s-a întâmplat acum, iată, aproape 100 de ani, într-o zonă care acum nici măcar nu mai este la noi în țară? Cel mai bun răspuns la întrebare este un episod din 2000, să nu greșesc, 22 februarie, eram în plin lucru la manuscris, când a început războiul din Ucraina. Nu a existat pentru mine un argument mai bun asupra faptului că istoria se repetă și că atunci când nu cunoști trecutul, riști să reiei anumite greșeli. Eu cred că ar trebui cu toții să înțelegem trecutul nostru. Mai ales tinerii ar trebui să-l înțeleagă. Istoricii spun că memoria colectivă se șterge cam la a doua generație. Crezi că această carte va ajuta la un ed-memoir? Sper din tot sufletul, de aceea am încercat cu ajutorul și cu profesionalismul și cu implicarea lui Daniel să dau textului o tentă emoțională, pentru că dacă istoria rămâne aici, în zona de cortex prefrontal, va dispărea foarte repede. Cred că istoria ar trebui citită cu inima. Și aici parteneriatul meu cu Storycraft în această linie a fost dus. Cum am putea să luăm acest eveniment și să-l împachetăm într-o zonă care să rămână aici mai degrabă? Daniel, ce impresie ți-a lăsat ție după ce ai citit toată cartea? Mi-a plăcut foarte mult începutul. Mi-aduc aminte că asta i-am și zis. I-am zis, băi, începe exact ca un film. Și, de fapt, asta am și vrut să scoatem din acest manuscris, din această carte, să scoatem o carte precum un film. Este o carte destul de dramatizată, adică dinamică, se citește destul de repede. Finalul, în schimb, cel puțin ultima treime, capătă niște tente dramatice foarte, foarte puternice și cred că dacă începe precum ca o intrigă așa care să se desfășoară cu tente politice, spre final ia o turnură foarte emoțională și foarte personală. Plus că mai e un lucru, pe măsură ce o citești nu poți să nu faci paralele cu ce se întâmplă în Ucraina și în țările vecine, ca să spun așa. De altfel, URSS și ulterior Rusia are chiar un modus operandi pe care îl repetă în mai toate zonele în care doresc să promoveze un conflict. Dacă este o lecție de învățat, care ar fi cea mai importantă? E o lecție furată sau văzută, citită în alte părți, dar la care mă raliez. Dacă vrei să lași ceva în urma ta, dacă vrei să construiești ceva, lumea nu se poate schimba doar cu cuțitul în mână, maxilarele strânse și protestând. Cred că avem nevoie de liniște, avem nevoie de răbdare ca să construim. Ori protagonistul cărții mele
chiar în păcatul ăsta a căzut, a crezut că dacă se ia la bătaie cu tot satul și cu satele vecine, dacă arde, incendiază, va schimba lumea, va aduce libertate și bunăstare. Nu este întotdeauna așa. Noi am învățat să ne cerem drepturile și este un lucru minunat, dar nu este suficient. Cred că adevăratele revoluții se fac și în intimitatea gândului nostru, în intimitatea proiectului nostru, se fac construind. În timp și cu educație. Exact. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Îi încurajez pe cei care, iată, se uită la noi să cumpere cartea, să o citească și apoi chiar să-ți scrie, să-ți spună ce părere au despre ea. Au fost alături de noi Andrei Țigănaș și Daniel Zărnescu despre războiul care a ținut 3 zile. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!